Gaz Metan a învins clar Basket Club Timișoara cu 111-89 și se menține în continuare pe prima poziție a clasamentului diviziei A. Conducătorul de joc, Jared Howell, a fost cel mai bun om de pe teren cu 26 puncte reușite și 9 recuperări. Partida dintre Gaz Metan și Basket Club Timișoara a fost una extrem de spectaculoasă cu peste 200 puncte marcate. După un prim sfert încheiat la egalitate 29-29, jucătorii lui Bruno Soce și Ovidiu Teleaba au început să se distanțeze pe tabela de marcaj și au intrat cu 7 puncte avantaj la cabine. 55-48. După pauză, avantajul a continuat să crească, scor 90-79 înainte de ultimele 10 minute de joc. În ultimul lac s-a marcat ceva mai puțin, însă tot gaziștii au avut mai multe puncte reușite, astfel că la final diferența a fost de 22 de puncte, scor 111-89. Cel mai bun marcator pentru Gaz Metan a fost Jared Howell cu 26 de puncte și 9 recuperări, Titus Nicoara a adăugat 23 de puncte și 9 recuperări, iar Devin Mitchell a totalizat 20 de puncte, 4 recuperări și 3 pase decisive, în timp ce Tudor Dumitrescu a reușit 18 puncte și 5 recuperări pentru gruparea de pe Târnava Mare. This team is a good team and this team where viele teams gewinnen. Am întâlnit o echipă bună care va câștiga în fața multor echipe implicate în lupta pentru play-off. Au fost mai proaspeți pe debut de partide, au bancă scurtă și le-au cam intrat aruncările. Am avut ceva probleme la început, dar până la urmă am arătat că avem condiție fizică, știm să fugim și totul a fost în regulă. Sunt mulțumit deoarece băieții au dat totul pe parchet, cu toate că am avut serioase probleme cu faulturile. Cred că la început am avut dublu de greșeli față de adversar. Ivanovici nu a putut juca din această cauză, iar fără el avem probleme cu diferite scheme pe care le aplicăm pe parcursul unui meci. Dar avem jucători precum Titus Nicoară, care azi ne-a arătat că știe să arunce și de 3 puncte. Aber Titus hat schon gezeigt, dass er kann 3 treffen.